Peste 100 de copii din Glodeni au învățat cum să colecteze, să sorteze și să recicleze ecoresponsabil deșeurile electrice și electronice. Informația le-a fost prezentată într-un mod inedit de către Azalea, personajul unui film animat, care este o fetiță responsabilă și are grijă de mediul înconjurător. Salut! Eu sunt Azalea și vreau să fiu prietena ta! Campania de conștientizare Școala Azalea are scopul de a educa tinerii cum să devină ecoresponsabili într-un mod interactiv pe înțelesul tuturor. Copiii de la Centrul de Creație din Glodeni au rămas încântați de desenul animat în care fetița pe nume Azalea îi învață cum trebuie să recicleze deșeurile electronice. Eu am învățat că trebuie să protejăm natura, să nu dădem pe jos murdării și gunoaie și hârtie, telefoane, baterie. Am învățat aici că pământul este foarte important și oamenii nu mai trebuie să arunce toate gunoaiele pe jos și trebuie să-l protejăm. Deșeurile electronice le colectăm. Am învățat că trebuie să mereu să ce lucrurile cele stricate nu trebuie să le păstrăm în casă, dar să le ducem la reciclare. În luna octombrie, un grup de copii s-a implicat în proiectul realizat de către profesorii Centrului de Creație Reciclăm, nu poluăm. Ei au confecționat cutii speciale și le-au distribuit în 4 școli din oraș. În ele, elevii depozitau deșeuri electronice și electrice, baterii și acumulatoare. Toate utilajele colectate au fost transmise spre reciclare, iar în schimb, cei mai activi s-au ales cu premii. Am atras atenție, în primul rând, odată cu industrializarea, toți au mai multe gadgeturi, să inițiem proiectul cu deșeurile electrice și electronice. Apoi a urmat confecționarea a 4 lăzi speciale din carton, care le-am făcut un desen special. Le-am repartizat în școli și licee. Și copiii s-au încadrat cu entuziasm. Chiar în câteva zile de acum au început a colecta. Cele mai frecvente au fost bateriile, deci de la ceasuri. Pentru inițiativă și implicare, Centrul de Creație Glodeni a primit în dar trofeul Timbrul Verde, devenind oficial un punct autorizat de colectare. Vom anunța comunitatea că, iată, la noi în instituție este un punct de colectare a deșeurilor electronice și aici este locul unde fiecare om, fiecare locuitor din orașul Glodeni poate să aducă un deșeu electronic de mic. Ideea de a iniția o astfel de campanie de sensibilizare aparține Asociației Patronale Mold Control, care planifică să obțină rezultate prin intermediul desenului animat și prezentărilor realizate în instituțiile de învățământ din țară. Scopul final este ca întreaga populație să cunoască unde trebuie să fie plasate aceste deșeuri, să vadă acele rețele care sunt amplasate pe întreg teritoriul țării și să le ducă la acele companii specializate unde urmează să fie reciclate în modul corespunzător. În cadrul campaniei de sensibilizare Școala Azalea, copiii primesc în dar o păpușă moale pe nume Azalea. Echipa Mold Control planifică să instruiască în perioada următoare peste 10.000 de copii din întreaga țară.